și pe mama Lucila, prof online cu exerciții de matematică. Bine, ne vedem. Te va pe acasă. Pentru acasă. Clasa A. Doua. Și azi suntem în? În 4. 4 A. 12 A. 2017. Așa facem. Sigur, odihnit și plin de energie. Plin de energie și cu drag de matematică. Corect. Hai să ne apucăm de lucru. Zi-te, rog. Ai două problemă? Două. Citește. Într-o cutie sunt o pachete a câte 10 napolitane. Dacă se consumă un număr de 5 ori mai mare decât 8, câte napolitane rămân? Nu am înțeles-o. Tu ai înțeles-o? Nu. Hai să mă citim mai rar. Știi secretul aici ca să o putem prinde. Într-o cutie sunt 8 pachete a câte 10 napolitane. Stop. 80 de pachete. 80 de napolitane. Deci 8, încă o dată 8. 8 cutii cu câte 10 napolitane. 8 cutii. 8 cutii egal 10. Așa, puncte. 10 napolitane. O cutie. Da? O cutie are 10 napolitane, înțeleg eu, nu? Da. Deci 8 cutii. Dar o cutie cu 10 napolitane... Egal 80 de napolitane. Bun. Cum se cite? Bun. Tu ai vrut acum să vedem câte napolitane sunt, da? Da. Deci câte napolitane? Asta ar fi prima întrebare, da? Câte napolitane? Și tu ai spus foarte bine, 80 ori 10, egal cu 80 de napolitane. Bun. Deci prima parte a problemei, nu știu dacă mi-a cerut, dar eu mi-am pus problema să zic câte napolitane sunt. Într-o cutie sunt 8 pachete a câte 10 napolitane. Perfect. Dacă se consumă un număr de 5 ori mai mare decât 8, de 5 ori mai mare decât 8. Adică 8 ori 5. N-am înțeles. Dacă se consumă, mai citești o dată. Dacă se consumă un număr de 3 ori de 5 ori mai mare decât 8. Uh-huh. Adică 5 ori 8. De 5 ori mai mare decât 8. 5 ori 8. Tot nu înțeleg. Mai citește, pentru că nu înțelege bine. Dacă se consumă un număr de 5 ori mai mare decât 8. Vă citești bine, mă? Da. Băi, să-mi citești și eu. Eu sunt neduberit. La prima, a dat propoziție. Deci, într-o cutie sunt 8 pachete, da. Vezi și napolitane. Da. Corect. Dacă se consumă un număr de 5 ori mai mare decât 8. N-am spus greu. Mai mare decât 8, de 5 ori. 5 ori 8! Păi și de... și mai mare. Deci de 5 ori mai mare decât 8. Nu spune cu 5 mai mult decât 8, nu? A 5 ori 8! Spune de... de 5 ori! Adică facem ori. Facem ori. De 5 ori mai mare decât 8. Un număr de napoli. De 5 ori mai mare decât 8. Adică 5 ori 8? Nu. Dacă ar fi spus de 2 ori mai mare decât 8. 16. De 5 ori mai mare decât 8, cred că la asta se referă. 40. Vezi că la asta o leacă de nuanța aici mai ciudată. Dacă ar fi spus că se consumă de 5 ori 8. Numărul 8, să zicem așa. Da. Ei, mă ducea direct la mulțire, dar da. Așa... De 5 ori mai mare decât 8. De 5 ori mai mare. Adică e mai mare... Deci e rezultatul mulțirii. Eu pot să înțeleg că e de 5 ori... De 5 ori mai mare. Decât 8, adică... 8 ori 5. De 5 ori... Normal așa, de 5 ori mai mare ca 8. Trebuie să luăm așa, cum de lasă autorul, dar... Eu mă pot gândi că e vorba de rezultatul mulțirii... Și dacă era de 5 ori mai puțin, adică cum? De 5 ori mai puțin decât cine? Deci nu apare criteriul de comparație foarte evident. De aici este un pic autorul...
n-are calitate de exprimare. Hai să luăm așa, da. De 5 ori mai mare decât 8. Dacă e de 5 ori mai mare ca 8, adică cât, cât se consumă? Se consumă cât? 2. Se consumă 2. Se consumă? Sumă câte napolitane? Se consumă, deci în partea a doua probleme. 5. Așa. Ori. 5 ori 8. Egal cu 40. 40 napolitane. Și? Câte napolitane rămân? Câte rămân? Câte napolitane rămân? Răspuns? Răspuns? Da. Răspuns? 40. 40 napolitane. Da, spune și facem. 80. 80 minus. Minus 40. Spune așa, ca să facă, să se vadă calculul, da? Egal cu 40 napolitane. Ăsta este răspunsul. Ne rămân 40 de napolitane. Da. Așa. Nu am o problemă. Ia te rog, pune și pe aceea. A fost problema 21 de la pagina 84. 21 de la 84. Un muncitor lucrează în 5 zile câte 9 piese pe zi. În 3 zile, câte 5 piese pe zi. Iar în 2 zile, câte 8 piese pe zi. Câte piese a lucrat în această perioadă? Ce înseamnă perioada? Adică în alea 2-3 zile. În 3 zile. Hai să luăm încă o dată. Un muncitor. Un muncitor lucrează în 5 zile câte 9 piese. Deci, 5 zile. Puncte, puncte. Cât a sus? 5 zile, 9 piese. 9 piese pe zi. Da, pe zi. E așa înțeleg. 9 piese pe zi. Da. Așa se scrie. Da? Pe zi. Așa. În 3 zile, așa. Câte 5 piese pe zi. În 3 zile, câte 5 piese pe zi. Iar în 2 zile, câte 8 piese pe zi. În 2 zile. Scrie și tu, te rog. Înseamnă că într-o zi egal 4 piese. Nu. Deci, în 2 zile... În 8 piese. Nu, în 2 zile ai spus câte 4? Nu, câte 8 piese. 8? Da. 8 piese. Piese pe zi. Zi. Așa. Bun. Hai să citim încă o dată problema și scrie și tu datele. Nu vrem calcul. Nu, nu calcul în sine. Da, hai să zicem. Deci în 5 zile câte 9 piese pe zi. Păi cum am scris eu, 5 zile, puncte, puncte, 9 piese pe o vară. 9 vară zi. Zi. Bun. Așa. Apoi. În 3 zile, puncte, puncte, 9 piese pe zi. Da. În 3 zile, 5 piese pe zi. 5, ai scris 9. Da. Prima au fost 9 piese pe zi. Așa. 5. În 2 zile. În 2 zile. 8. 8 piese pe zi. În 2 zile mai mult decât 3 zile. Păi depinde ce fel de piese. Depinde ce fel de piese. Sigur, nu se poate de aceleași, de aceeași categorie. S-au fost mai șoastele. Așa, așa. În 2 zile. Deci, ce în 5 zile câte 9 piese pe zi. 3 zile câte 5 piese pe zi. 2 zile câte 8 piese pe zi. Întrebarea este câte piese a lucrat în total. Da. Câte piese a lucrat în total. Câte piese a lucrat în total? Nu trebuie să ne împărțim la 5? Nu știu, gândim, asta e calitatea noastră. Deci noi acum începem să înțelegem problema.
Înțelegem. 5 zile, 9 piese. 5 zile, 9 piese pe zi. Adică ce înseamnă 9 piese pe zi? Într-o zi face 9. Adică 9 ori 5. Așa. 45. Deci aici trebuie să vedem în total, pentru cele 9 zile, 5 ori 9 egal 45 de piese, da? Piese. Ce înțelegem că 3 zile câte 5 piese pe zi? Câte 5 piese? 5 ori 3. Așa. Deci următoarea 5 ori 3 egal cu 15 piese, da? Apoi. Două zile, 8 piese. 2 ori 8, 16. Așa. 2 ori 8 egal cu 16 piese. Și acum, în total, câte piese a lucrat el în toate zilele acele cât a lucrat el? Așa? Eu care mai ușor. 4, 5 cu 15, 60, 7, 6. În total. 7, 6. Deci, în total, 76 piese. Iată răspunsul foarte rapid. Deci ne-am prins de problemă. Bine. Iată să vedem o altă problemă. 34. Da. Sau, ia să vedem. 30. Luciana citise în două zile 10 pagini dintr-o carte, iar în următoarele zile citește 20 mai multe. Cu 20 mai multe. Rămânându-i de citit jumătate din numărul total de pagini ale cărții, câte pagini are cartea. Mai citim o dată, mai citim, că n-am înțeles de tot. N-am nicio. Sigur că suntem la prima citire. Prima citire. Deci, atenție, atenție, acum, acum trebuie să pătrânim. Lucian a citit în două zile 10 pagini. Stop. În două zile 10 pagini. Poate într-o zi a lucrat 5 sau alte posibilități. Da. Da. Dacă o citim în mod egal, 5 și 5, zicem. Dacă o să fie și 4 și 6. Și 2 și 8. Și 2 și 8. Deci, important că în două zile a citit 10 pagini. Asta e clar. Ia să scriu și eu asta. Hai, scrie. Deci, două zile, 10 pagini. Puncte, puncte, 10 pagini. Deci, în două zile, 10 pagini. Și tu prima parte? Da, am scris 2 z egal 10 puncte. Nu, da, e și așa, puncte, 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 puncte în sensul că mai... Și tu nu știm ce conținut are, decât... Mai departe. Ia să vedem. Dintr-o carte. Iar în următoarele zile citește cu 20 mai multe. Deci în următoarele zile nu știm câte. Nu știm câte. Următoarele zile, 2, 3, 7, câte ori citește cât? 20 mai multe. Cum? Cu 20 mai multe. Stai că de 20 de ori mai mult era altceva. Așa. Cu 20. Egal cu 20 mai multe. Cu 20 mai multe. Adică? Adică? Rămânându-i de citit jumătate din numărul total de pagini ale cărții. Așa. Câte pagini are cartea? Bun, ne-am gândit că am rămas cu parte din problemă nerezolvată. Deci, 10 pagini au citit în prima parte. Cartea poate să aibă 40 de pagini. Nu o spunem la întâmplare. Final, corect vrem. Ia să vedem. În următoarele zile citește 20 mai mult. Cu? Cu 20. Față de cine? Față de... Față de ce știm, cred, nu? Față de ce? Nu spune nimic. Păi, da, iar în următoarele zile citește cu 24 mai multe. Cu 20 mai multe. Păi cu 20 mai multe. Stop. Aici trebuie să spunem. Cu 20 mai multe decât știm noi până atunci. Da. Ce știam până atunci? Că citit câte? Cu 10 pagini. Și acum citești cu 20 mai mult. Adică 10 plus 20? Așa, asta 30. Așa. Deci, în următoarele zile... Nu știm. Nu știm câte zile, nu ne vei frământă. Da. Citește 20 cu 20 mai mult.
Și atunci, aici e de aflat că ce facem, ce operație ai spus tu? Deci, urmă patru zile. Următoarele zile. Cu 20 mai mult. Mai mult, foarte mult. Da. Cu atâta mai mult. Adică, citește. Cum facem? 10. Așa, 10. Plus 20. Da. Este egal cu 30. 30. Rămânându-i de citit jumătate din numărul total de pagini ale cărții. Așa. Jumate. Îi rămân jumate. După ce o citit. Cât o cum mai gândești? Gata. Cât? Cartea are 60 de pagini. Cum ai gândit? Jumate 30 de pagini. Păi da, da. Vedeți, asta e. Atenție. Atenție, te repezi foarte repede acum la acela. Da, și nu-i bun. Deci, nu ia să vedem. Deci, el a citit într-o primă parte 10 pagini. Da. Urma mai citit încă... Câte? 20. Ei. Cu atât mai mult decât înainte. Da. Adică cât a citit? 30. 30. Și după ce au făcut asta, i-a mai rămas jumătate. Păi, nu știu de care 100 pagini poate să aibă? Nu, nu te-a la întâmplare, nu încercăm, gândim problema. Deci, nu place așa. Nu putem, nu e bine așa. Trebuie să gândim, să vedem bine problema. Deci el a citit două zile, 10 pagini. Da. Era la început, nu prea avea el așa forță. Nu prea forță. Simțea. În următoarele zile, cât ori mai fi fost, mai citește cu atât mai mult. Adică știm cât mai citește. Da. Mai citește 30 în următoarele zile. Deci în următoarele 3 zile, încă 30. Îi rămându-i de citit jumătate. Adică 4, 30 plus 10. Asta! 40. Asta era! Păi s-o 40! Și după ce ai făcut 10. Toată treaba asta, eu mai rămas jumătate. Adică maximum. Nu maximum, exact 80 de pagini are. Da. Pentru că 40 o citit el. Deci noi suntem foarte atenți la enunți, că dacă asta e secretul, când citim problema, avem răbdare, să pătrundem în culisii ei. De-aia acum noi învățăm cum trebuie citită problema, cum trebuie să o desfacem, ca să înțelegem foarte, foarte bine. Deci, hai să înțelegem. În total până aici, deci total a citit. Total a citit cât 10 pagini plus încă 30 de pagini. Egal 40. Și egal cu 40 pagini care reprezintă jumătate din carte. Da. 40 de pagini reprezintă jumătate din carte. Că mai rămas jumătatea cealaltă de cite. Reprezintă jumătate din carte. Da. Acum fac o problemă. Mm-hmm. Deci formulez o problemă. Așa? Să vedem dacă ai înțeles. Da. Gândesc o problemă pe loc, acum pentru tine. Deci, Mario citește o carte. În prima zi, da? În prima zi, da, în prima zi, da, citește, citește 17 pagini. E foarte hotărât, 17 pagini în prima zi. A doua zi, citește... Da. Mai puțin cu 10 pagini din dublul lecției, numărul de pagini în prima zi. Mai puțin cu 10 din dublul. Mai
puțin. Ești răspuns corect. Fără să te arunci. Cu 10 pagini din dublul. Citit. Din dublul numărului de pagini din prima zi. Deci, a doua zi, citește mai puțin cu 10 pagini din dublu numărul de pagini din prima zi. Atâta? Nu, nu mai, mai urmează să... Dar să vedem acum. Acum? Gata. A doua zi a citit 17 plus 17, 24, minus 10, 14 pagini. Ia să vedem. 17 plus 17 face... 24. Da, 17 plus 7. Nu mai e plus 7. 24. Și plus 17. 34. Păi vezi, nu te grăbești. Nu te grăbești, ești atent. Uite, vezi, de-aia am spus eu la evaluare. Le-am spus, păi 17 și cu 17, măcar 20 și 74. Chiar aproape de 20. Rapid. Deci nu poți să greșești, mai voie aici. Deci, da? Bun. Deci 17. 17. Ce plus 17? Sau 17, cum mai poți să spun? Ori 2. Și așa, deci 17 ori 2, minus 10. Minus 10. Și face cât? 24. Face 24. Face 34, da? 34 minus 10. Și este egal cu 24. Iată că tu, poate dacă ai făcut așa direct, da. 24 se justifica. Da. Da. Dar noi, era 17 plus 17. Da. Să înțelegem că am greșit la 17 plus 17. Da? Deci, a doua zi citește, așa cum vedem, 24. De pagini. Așa. Și a treia zi, a treia zi, a treia zi mai puțin cu 5 pagini decât suma celor două. 5 pagini. Mai puțin cu 5 pagini decât cele două împreună. Decât cele două împreună. 24 minus 5. Deci mai puțin cu 5 pagini decât în primele două zile, decât în cele două zile. Adică știm deja 24, da, plus 17 este egal cu 40 cu 7, 11, 1, 1 scriem și 1 reținem, 2 cu 1, 3 cu 1, 4, 41. Deci a doua, a treia zi, am spus cu 5 mai puțin, cu 5 mai puțin decât, da, cu 5 mai puțin decât în primele două zile. Da, a treia zi cu 5 mai puțin decât în primele două zile. Atunci, și atunci, a treia zi, ne-am scris, a treia zi egal, da, 24 plus 17, 24 plus 17, 21, 41. Așa, deci egal cu 41. Minus 5. Dar nu din 41 scăzi 5. Dedesubt scrie operația asta. Da. Deci dacă scrie minus 5, este greșeală, pentru că 41 e scăzut 5 și egal o să l-ai deranjat. Da. Deci de sub 41 minus 5 este egal cu? Este egal cu 36. 36 de pagini. Câte pagini a citit în total? Repede. Cum? 24 plus 36. Să vă spun.
Da? Deci total. Total. Egal. Deci total înseamnă? 77. Adică ce ai făcut? Spune-mi ce să fac. Am făcut 24 cu 36. 24 plus 36? De unde ai tu 36? Că nu știu. Uitați acolo, așa. În treia zi. Așa. Mi-a venit mai ușor. Și acum atât? Și mi-a dat 60. Și cu 7, 17, 76. Dar spun la total scrie așa în continuare. Plus, că dacă scrii numai atât adunea și dai răspunsul... Mie am scris și sub altele. E bine, e foarte bine. Și așa, deci ai zis deci plus 17. Plus 17 egal cu 77. Egal cu 77 de pagini. Cu alte cuvinte, cartea pe care am avut-o și-a terminat-o. 77 de pagini. Da. Dacă ar fi citit câte 7 pagini pe zi, în cât timp ar fi făcut el treaba asta? Deci dacă ar fi citit câte 7 pagini pe zi, în cât timp ar fi terminat cartea? Deci știm că cartea are 77 de pagini. Dacă ar fi citit câte 7 pagini pe zi, în câte zile? Cum ai făcut? În câte zile termină cartea? Voi aveți o șmecherie acum. Cum? Ați făcut 70, v-ați dat 70. Așa. Și 10 zile. Ați mai adăugat încă un 7, v-ați dat 77. Și asta înseamnă 11 zile. Așa, mă. Deci, practic, operația a fost așa, 77 împărțit la 7. Și ție ți-a venit greu să faci așa deodată. Da, știu. Dar tu te gândești 70. 70 plus 7. Și împărțit la 7. Și faci odată 10. Da. 10 și plus 7 împărțit la 7. Deci pe fiecare împărțim. Deci ar fi fost 70 împărțit la 7 plus 7 împărțit la 7 și iată cum tu spui că face 10 plus 1 și egal cu 11 zile, da? Bun. Hai să vedem. Tot cu cititul și te rog acum să urmărești tu așa. Scriu? Da. O carte. Nu, tot Mario. Citește în prima zi. Deci în prima zi citește o pătrime din numărul paginilor. Înseamnă pagini lung, fir. Deci prima zi o pătrime. A doua zi. Citește. O treime din ce rămâne. O treime din rest. Din rest? Da. Adică o bucată trebuie să aibă înăuntru 4. Deci bucata, firul tot. Firul adică îl tăiem în două. Deci tu acum începi să-și judeci problema, da? Asta, dacă ar fost așa, numărul de pagini reprezentate într-un fir. Da. Ce înseamnă o pătrime? Jumate. Deci întreg, tot, o pătrime? O pătrime. Un sfert. Un sfert înseamnă. Un sfert și în acel sfert trebuie să fie 4. Deci o pătrime înseamnă că tot întregul ăsta îl împărțim în 4, da? Da. Și împărțim în 4. Cum se împarte cel mai bine în 4? Îl tăiem în 2. Da? Și mi-a dăm încă o dată. Fiecare e o jumătate, da, în 2. Corect. Așa. În două și încă o dată în două. Și asta stai. Și eu în prima zi citește o pătrime. Am să o notez cu, o să o notez cu altă culoare. Ce înseamnă o pătrime? Din cele patru? Din cele patru? Am făcut una. Egal, domnul profesor. Da. Ai făcut egal, da? Am făcut egal, pentru că am numără pătrățelul. Foarte bine. Ce înseamnă o pătrime? Citește o pătrime? O pătrime înseamnă...
Deci din toată o singură. O singură. Asta. Asta e prima, alegem. Așa. Asta e prima zi. Da? Prima zi. Deci în prima zi citește o pătrime. Și câte mai rămân? Câte pătrimi mai rămân? Îi mai rămân trei pătrimi. Trei pătrimi rămân. Asta e restul. Trei de astea rămân. Trei pătrimi. Uite, așa zicem. Trei pătrimi îi rămân. Și eu am spus că citești din rest o treime. O treime? Da. Adică cea de lângă. Deci o treime din rest, ăsta e restul, ăsta e restul, și o treime, adică o singură bucată, nu? O singură bucată. Deci în a doua zi citește, da? Citește bucata asta. Asta e a doua zi. Și asta a fost restul 1. Asta care este acum, rămas restul 2. După ce o citim a doua zi. Și în a treia zi? Iar în a treia zi citește tot restul. Restul acesta... Îi citește pe tot? Da, tot restul, toată partea asta. Perfect! În a doua zi citește... Să-ți dau eu număr, acum să spun eu cât citești. Două pătrimi. Nu, hai să mai mergem încă o dată. A treia zi citește trei pătrimi din rest. Trei pătrimi din rest. Păi a rămas doar două. Trei pe patru. Da. Uitați cum. Cum faci mai zi? Trei până două și gata. Pe fiecare două. Da, una, două, trei, patru. Așa, mă, și număr de jos. Și câte, dacă tăiem pe fiecare în două, și câte facem de acestea? Câte? Facem patru. Așa, și o să luăm câte din ele? O să luăm trei. Așa, deci tăiem în două pe fiecare. Și iată cum am făcut cele patru bucăți. Da? Și acum noi luăm din acestea doar trei. Da? Doar trei din ele. Iată, o să luăm pe asta. Până aici. Și încă una. Și încă una. Trei din ele. Și mai rămân pentru a patra zi. Pentru a patra zi, restul. A patra restul? Zi, da, a patra zi, restul, care îi, în clipa asta, restul egal cu 7 pagini. Restul care rămân 7 pagini. Păi adică, acel, de să împărțim 7? Nu. Ăsta care rămâne aici, înseamnă 7 pagini. Câte pagini are cartea? Stai că trebuie să mă duc după părțile și am la cuțile de mare. Deci, 7 pagini reprezintă bucățica asta. Bucățica asta, numai asta 7. Numai asta care a rămas. Deci, numai asta, nu te duci încolo. Deci, prima zi ai spus că ești atât, a doua zi este atât. A treia zi. A treia zi ai împărțit-o în câte? Una, două, trei, patru, până aici. Da, așa. Și peste trei de luat, da. Nu? Peste trei de luat, da. Așa ți-a rămas asta. Da. Asta a rămas. Și asta înseamnă 7 pagini. Da. 7 pagini. Pune acolo că 7.